Nici nu s-au întors bine la treabă că parlamentarii nu prea mai au ce să facă. Stăteau ei așa, se plictiseau, când lui Dragnea i-a venit o idee. Bă, fiți atenți, era piticul ăla. Cum îi zice, mă, piticul ăla cu care ne amuzam noi înainte de vacanță? Cum îl... Ah, Cioloș, da, hai să-l chemăm din nou pe la noi. Pua, super idee, șefule. Să-i zici să ia și niște pizza în drum, câteva beri. Ne distrăm și noi, ne mai povestește și el cum e cu economia, cu astea. Îl roagă pe premierul Dacian Cioloș să vină în fața Camerelor Reunite ale Parlamentului cu un raport privind situația economică reală a țării și Liviu Dragnea dă și exemple concrete cam ce ar vrea să audă de la premier: nivelul de colectare a taxelor, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial și creșterea economică estimată care stă la baza execuției bugetare. Dom'le, să spună Cioloș ăsta cifrele adevărate, da? Alea reale, nu abureli. Domnul Dragnea, dar mai bine să aducă niște poze, că așa cifre, na, sunt greoaie, să aducă poze cu economia, domne. Vedeți imediat despre ce e vorba. Sau un filmuleț, 2-3 minute, nu mai mult, să nu vă plictisiți. Cred că până la iarnă Dragnea și băieții or să-l cheme pe Cioloș în Parlament în fiecare zi. Și ia mai zine, mă, odată, cum e cu industria? Aia, cam uitat. Da, la agricultură, cum spuneai că stăm? Asta ca să nu se mai ducă Cioloș la guvern. Păi ce și-or zice parlamentarii? Cine știe ce naiba face ăsta mic pe la guvern, pe acolo, cu manetele alea, cu butoanele, că ne trezim că nu mai putem fura când ne-o întoarce.